La Beatrice in generale. Powers? No, è di... L'ultima voce di stringa a centro se cucca. No, non mi diceva nunca. Non sento niente che ho cantato. Un momento care am primit clipul de la Vocea României îmi pierduse în orice speranță. Aș putea să ajung direct la faza audițiilor pe nevăzute. A fost speranța aia. Poate sunt eu ăsta, poate eu să fiu vocea. Poate plac, poate nu plac, dar sunt auzit. Important e să nu fii indiferent oamenilor și să nu fii doar o altă voce care n-a ajuns niciodată la Vocea României. În seara asta m-am gândit așa ca să-mi înving emoțiile și sper să nu se supere, dar n-are de ce să supere totuși, că sunt un artist și noi... mai facem chestii din astea, pentru că e o piesă atât de sentimentală, nu pot să mă gândesc că eu când lui Brenciu sau lui Smiley sau lui Moga, trebuie să mă gândesc că eu când lui Loredana și vreau să-i fac lui Loredana și apirea că... altfel nu pot să transmit, trebuie să mă gândesc că eu când unei femei frumoase și sper să se și întoarcă, să și placă. Pentru mine muzica e totul. Totul pentru că am făcut numai muzică, am trăit numai din muzică, numai prin muzică trăiesc, atât fac, atât cred că știu să fac deocamdată, nu am luat de altceva și nici n-am de gând să mai iau de altceva. În momentul ăsta înseamnă ceva pentru care m-am pregătit de foarte, foarte mult timp. E o singură șansă. Să fim piesa asta pentru singura doamnă din juriu, pentru tine. Și așa s-a întâmplat? Am încercat să-ți transmitim prima și te-ai întors prima. Înseamnă că ai puteri telepatice, nu? Nu, am zis să nu cânt totuși, să mă gândesc că o cânt unui bărbat, că n-aș mai transmite. Băi, să știi că pe mine m-a trecut un fior așa. Și pe mine mai mulți. Deci tu vrei să o pun pe? Și tu? Îmi place timbrul tău. Și de-aia m-am întors și mi-ar face plăcere să... Mulțumesc! Wow! Uite! Wow! Wow! Și scumpete! Pentru că eu sunt un magician, eu îndeplinesc visele fetițelor. Asta pe cine vrei tu să pupi? Smiley!
B. Hai, fui. Ce să fac? Marius, lasă-mă nu să spun. Nu fii supărat, bă, așa. Și tu pe cine vrei să pup? Nu, stai, e loc. Pe Loredan. Eu mi-aduc aminte că era invers cumva. Ca aș vrea, doar toți, aș vrea să... Nu e nicio problemă, mai avem timp să ne mai vedem. Aș vrea să... Aș vrea hai, vină o coace. Nu, dar vreau să... Să vadă lumea că ai și un target tânăr. Știi pe cine vrea să pune mama lor? Acestor fetițe? Pe Marius Moga! Da! Pe aici ai zis, da. Ia, vă rog frumos, pupați-l și pe el. Se vadă lumea care fan și fan, pentru că până acum a pupat toate mamele. Cam asta e imaginea perfectă. Vedeți? Bravo! Și acum vino să o pup și pe mama, că ea vrea să te pupe pe tine. Hai, că vine acolo, stai liniștit. Fetelor, numai la mine vă simțiți în siguranță. Până atunci tu ai timp de decizie. She's one the life of an adult. Ne vrea de cineva. Le-am adus. Să rămânam. Ma. 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 Marius, din prima secundă când ți-am auzit glasul... Din prima clipă. Nu, asta e. O voce e o voce. Un timbru îți intră în suflet de la... prima notă. Tu ai reușit să-mi transmiți acea stare de bine, de fericire, de plăcere, de a asculta și de a mă delecta. De după. Și dinainte și de după. Poți să ai plăcere oricând. Totul e să ai cu cine. Ți-am zis că dacă vorbesc după tine... Mi-am dorit ca decizia să se ia foarte greu. Să dureze vreo 10 minute. Să vedem. Orea rezistă. Mi-aș dori tare mult să rămân muza ta în continuare în acest concurs. Hai să vedem. Păi să știi că... Oricum e alegerea ta, clar. Și oricum citesc pe fața ta un plan făcut de acasă. Dar nu întotdeauna planul de acasă merge cu târguiala. Mergi cu sufletul. Cu cine merge? Cu Loredana sau cu Marius? Nu știu, nu știu. Nu știu, alegerea. Nimeni nu știu. Ai venit să-ți cauți un antrenor aici. Care în același timp... Aici târguiți? Stai puțin. Poate să vorbească și Moga. Au văzut o disperare pe fața lui Moga? Da, da. Văd o disperare pentru că e aici. Văd o disperare? Marius, Hai, Marius, hai! E momentul să alegi. Da, e momentul să aleg. Înainte să aleg, aș vrea să mulțumesc foarte mult trupei de aici care m-a ajutat să mă pasez de loc. Bravo! Vă mulțumim mult pentru înțelegere. E primul concurent care mulțumește trupei. Foarte frumos. Atenție, Marius! Da, o să merg frumos, am ce scuze, sper să mă găsitești. Evelina, unde am întrebat-o, ia zi cu cine sunt și tati, știi? Zice, da. A zis, că de din casă. Este de zice, cu cine? Cum te-ai simțit când ai pupat-o pe Loredana? Pentru prima oară recunoscuția mea, foarte bine. Mă bucur, mă bucur. O altă pe o plotă. Cred că pentru prima oară nu se supără. Am înțeles. Marius mi-a declarat după ce m-am întors că a cântat pentru mine piesa. Și norocul meu că m-am întors înaintea tuturor, pentru că am avut ocazia să descoper un personaj extrem de sexy, de sentimental și pur și simplu mi-a cântat mie.